Au fost constituite 12 echipe operative de verificare a eventualelor incidente electorale. Polițiștii și jandarmii vor păzi secțiile electorale începând de mâine și până duminică la ora 21, când se oprește procesul de vot. Există și 6 polițiști de frontieră și 40 de agenți de la centrul chinologic pregătiți și ei să intervină dacă situația o va impune. Puteți vota numai cu un act de identitate valabil. Duminică, în ziua alegerilor, cărțile de identitate se eliberează în regim de urgență la sediul primăriei vechi de pe Bulevardul Victoriei.